Deci, aceste întrebări au fost deschise, practic. Deci, ei trebuiau să numească cine-i. Nu să, li s-au dat întrebări nimeni. Noi nu le-am propus, da. Noi nu le-am propus niciun răspuns. De asta, cât de corect gândesc ei, lumea așa gândește, dar cât de corect este răspunsul lor. Acum este altă problemă. Ceea ce este foarte interesant este acest răspuns a respondenților de pe locul 4. Noi toți suntem vinovați, vinoveți. Și aici, eu cred că în mare parte oamenii cu care am vorbit, ei mi-aduceau argumente. Participarea noastră activă socială la vot. Cât de bine am vrut să ne informăm noi. Pentru că sunt zile când poporul este decesiv. Și nu trebuie să ne aprindem, să ne turnăm cenușă în cap după ce am ales. Noi trebuie să deschidem ochii lung, clar, înainte de a alege. Și dacă votăm de 10 sau de 15 ori, lucrurile nu se schimbă. Adică putem face alegeri în fiecare lună. Lucrurile nu se vor schimba. Lucrurile se vor schimba atunci când vom fi bine documentați și toți împreună vom fi conjugați la aceleași activități și acțiuni. Ne vom conjuga eforturile. Nu vom trage ca bracul, broasca și o știuc în toate părțile.